Ce a fost înger într-o femeiul prorocilor, al doilea mergător. Sfântul Ilie este pomenit în calendarul creștin-ortodox pe 20 iulie pentru că prin rugăciune și puterea încredințată de Dumnezeu a provocat o secetă cumplită în Israel și apoi a adus ploile care au salvat poporul de la pieire. Sfântul se bucură de o cinstire deosebită din partea bisericii, ziua prăznuirii sale fiind marcată în calendar cu roșu, însemnare ce nu apare în acest fel la niciun alt proroc. În această zi, giurgiuvenii au mers în număr mare la Catedrala Adormirea Maicii Domnului pentru a se ruga pentru sănătate și bunăstare și pentru a împărți bucate în amintirea celor trecuți la cele veșnice. Noastră și tuturor celor dragi din familia noastră, din casa noastră, să le duceți mesajul nostru de la mulți ani și bucurii duhovnicești. Să vă ajute Domnul Dumnezeu și Maica Domnului și Sfântul Ilie să vă sporească credința noastră și celor dragi, celor pe care îi aveți apropiați, să le sporească Domnul credința și să le dea Domnul râvna Sfântului proroc Ilie, în dreapta credință ortodoxă. Sfântul Ilie este celebrat de creștini ca profet, mare făcător de minuni și aducător de ploi în vreme de secetă, iar ca divinitate populară a soarelui și a focului, Sfântul provoacă tunete și trăsnete, leagă și dezleagă ploile și hotărăște unde și când să bată grindina. Legenda spune că în această zi Sfântul Ilie iese la plimbare pe cer într-un car de foc tras de 2 sau 4 cai albi înaripați, cu biciul în mână și trimite pe pământ tunete, fulgere și trăsnete, vânt puternic, ploi abundente și grindină.